Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Singura condiție a lui Slatir Coglu pentru Halil Ibrahim. Să lăsăm viața proastă, să fim din nou împreună. Recent a fost făcută o declarație care a făcut furori în lumea revistelor. Se spune că Slatir Coglu, una dintre vedetele populare ale televiziunii turcești, i-a făcut o ofertă de a se întoarce la fostul său partener și fostul iubit Halil Ibrahim, dar a stipulat o singură condiție pentru aceasta. Slay a spus lui Halil Ibrahim: lasă această viață proastă în urmă și hai să încercăm să fim din nou iubiți. Deci, ce include mai exact această ofertă Slatir Coglu? Care va fi răspunsul lui Halil Ibrahim la asta? Se pare că, atunci când Slatir Coglu s-a oferit să revină la Halil Ibrahim, i-a precizat clar condițiile care stau la baza acestei oferte. Slatir Coglu a exprimat că este deranjată de stilul de viață în care Halil Ibrahim a intrat recent și despre care se vorbește frecvent în lumea revistelor. Aceste condiții includ, în special, faptul că Halil Ibrahim își abandonează obiceiurile de alcool și tutun și abandonează complet viața de noapte și obiceiurile proaste în acest mediu. Se susține că Slatir Coglu a fost deosebit de deranjată de relația strânsă cu Melissa Dengel și a făcut din Halil Ibrahim o condiție pentru încheierea acestei relații. Se spune că Sla a criticat în mod deosebit interesul recent al lui Halil Ibrahim pentru Melissa și apelul ei frecvent meloș-meloș și a declarat că nu mai poate tolera această situație. Se susține că Slatir Coglu i-a transmis aceste cereri lui Halil Ibrahim într-o manieră dură și i-a spus: lasă-l pe Melissa, altfel nu vom putea avea viitor cu tine. După aceste acuzații, toate privirile s-au întors spre Halil Ibrahim. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va răspunde Halil Ibrahim la oferta Slatir Coglu. Halil Ibrahim a fost expus multor critici cu privire la stilul său de viață recent, dar a rămas tăcut în fața acestor critici. Așadar, va rămâne tăcut în fața condițiilor dure ale lui Sla sau va abandona aceste obiceiuri proaste pentru a-și recâștiga vechea dragoste? Printre problemele discutate se numără determinarea Slatir Coglu de a face această ofertă. Se presupune că, deși Slatir Coglu vrea să se întoarcă cu Halil Ibrahim, ea stă ferm în spatele acestei dorințe. Se pretinde că ea a avut o atitudine clară față de Halil Ibrahim, spunând: nu voi începe niciodată o relație cu el decât dacă îndeplinește aceste condiții. Această determinare a lui Slatir Coglu arată încă o dată cât de puternică este o femeie și că știe ce vrea. Se afirmă că Slatir Coglu, învățând din experiențele trecute, consideră că întâlnirea cu Halil Ibrahim este posibilă doar în cadrul unei relații sănătoase și stabile, iubită și respectată de fanii ei. Slatir Coglu pare hotărâtă să facă schimbări radicale în viața ei cu aceste decizii. Prima dintre aceste schimbări este aceea de a nu repeta aceleași greșeli în relația sa cu Halil Ibrahim. Halil Ibrahim este un nume care a fost adesea criticat pentru deciziile pe care le-a luat recent și pentru viața pe care o duce. Obiceiurile sale de alcool și tutun, înclinația pentru viața de noapte și mai ales apropierea de Melissa Dengel sunt factori despre care se crede că dăunează carierei și imaginii personale a lui Halil Ibrahim. În acest context, condițiile lui Slatir Coglu ar putea impune lui Halil Ibrahim să facă schimbări radicale în viața sa. Cu toate acestea, nu este clar dacă Halil Ibrahim este dispus să facă aceste schimbări. Potrivit unor surse, se crede că nu va fi ușor pentru Halil Ibrahim să rupă legăturile cu Melissa Dengel. În special, dependența lui de Melissa și importanța pe care o acordă ei îl pot face pe Halil Ibrahim să se confrunte cu o decizie dificilă. Pentru a evalua oferta de revenire a lui Slatir Coglu, Halil Ibrahim va trebui să aibă o confruntare serioasă cu el. Aceste evenimente au avut un impact mare asupra fanilor lui Halil Ibrahim și Slatir Coglu. Pe rețelele de socializare au început să apară comentarii din ambele părți.
Deși această atitudine hotărâtă a Slatir Coglu are sprijinul fanilor săi, este o chestiune de mare curiozitate modul în care Halil Ibrahim va continua această ofertă. Fanii discută dacă cei doi se vor întoarce împreună dacă Halil Ibrahim acceptă această ofertă. Este așteptat cu nerăbdare să vedem cum se va încheia acest proces tensionat dintre Slatir Coglu și Halil Ibrahim și cum le va afecta cariera și relațiile. În acest moment, deciziile luate de Halil Ibrahim pot afecta direct nu numai relația sa cu Slat, ci și cariera și imaginea publică. Fanii așteaptă cu nerăbdare declarațiile lui Halil Ibrahim și Slat în acest proces. Drept urmare, această ofertă făcută de Slatir Coglu lui Halil Ibrahim ar putea fi un punct de rupere în relația dintre cei doi. Acceptarea de către Halil Ibrahim a acestor condiții nu numai că îi va revitaliza relația cu Slatir Coglu, dar îl va face și să deschidă o nouă pagină în viața personală și în cariera sa. Se precizează însă că dacă nu acceptă aceste condiții, Slatir Coglu ar putea decide să nu se mai întoarcă la Halil Ibrahim. Acum toți ochii sunt ațintiți asupra lui Halil Ibrahim. Atât fanii săi, cât și lumea revistei așteaptă cu mare curiozitate cum va răspunde la această ofertă. Se pare că evenimentele care vor avea loc în acest proces vor continua să fie printre cele mai discutate subiecte din lumea televiziunii turcești. Pascali.